Concertul de la București a fost o adevărată demonstrație de muzică bună, de la artistul din fața publicului până la trupa care a susținut spectacolul la saxofon, chitară sau tobe. Primul concert al lui Lenny Kravitz în România a început cu Bring It On, piesă inclusă pe albumul It's Time for a Love Revolution, pretextul de altfel al turneului internațional cu același nume. Timp de 2 ore, Lenny Kravitz s-a jucat cu piese mai vechi, precum Always on the Run și Let's Love Rule, pe care a făcut un adevărat spectacol de improvizații muzicale. Gafa de la începutul concertului, când artistul american a încurcat România cu Ungaria, a fost uitată de public de-a lungul spectacolului, dar mai ales la piesele I Belong to You și Again, care nu se regăseau în program.